Dacă vă întrebați ce legătură există între rinichi și sport, medicul nefrolog vă poate răspunde la întrebare. O mare parte din persoanele obeze sunt diagnosticate și cu afecțiuni renale, motiv pentru care la Iași, Ziua Mondială a Rinichiului a fost marcată printr-o jumătate de oră de mișcare în Parcul Copou. Un stil de viață sănătos îți poate asigura o bună funcționare a rinichilor, însă medicii nefrologi au constatat faptul că persoanele nu iau în considerare acest aspect. Sute de persoane ajung la Spitalul Clinic Ice Parhon, iar mare parte dintre acestea sunt obeze, astfel că pe 9 martie, de Ziua Mondială a Rinichiului, un grup de studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași au venit în Parcul Copou pentru a atrage un semnal de alarmă cu privire la importanța sportului pentru organismul uman. Este un eveniment mondial, se sărbătorește în fiecare an în cea de-a doua joi din luna martie. Anul acesta, pe 9 martie, avem Ziua Mondială a Rinichiului, este cea de-a 12-a ediție și pentru anul 2017 este o promovare a mișcării și a legăturii dintre obezitate și bolile cronice de rinichi. Boala cronică de rinichi este foarte frecvent întâlnită. Unul din 10 adulți are boală cronică de rinichi și poate fi prevenită dacă este detectată la timp și dacă facem mișcare. Sunt câteva lucruri simple pe care le putem face. Unul dintre ele este să ne controlăm greutatea, să ne controlăm regimul de viață, să mâncăm sănătos, să bem lichide și să facem mișcare în fiecare zi. Evenimentul a fost o provocare pentru instructorii de fitness care au răspuns la invitație fără a sta prea mult pe gânduri. În primul rând pentru că mesajul că mișcarea este la îndemâna tuturor. Este important doar să te mobilizezi, să vii alături de noi. Nu este greu, este fun. Noi facem exerciții destul de simple la îndemâna chiar a tuturor și vrem să transmitem faptul că mișcarea înseamnă sănătate. Deci mișcarea trebuie să facă parte din rutina noastră zilnică. Indiferent de vârstă, indiferent de suntem mai în formă fizică, suntem mai puțin pregătiți, noi avem exerciții și mai complexe și mai simple pentru toată lumea. Deci exercițiile se pot face și mai simple, se pot face pentru începători sau pentru avansați. Și să ne mișcăm, pentru că înseamnă sănătate. Repet, dar asta este. Momentul de mișcare al tinerilor nu a trecut neobservat. Acum 10 minute am aflat de inițiativa tinerilor și am simțit că trebuie să fiu aici, pentru că și eu mă străduiesc să încurajez cât mai multă lume, mai ales de vârste din astea mai coapte, să înțeleagă că mișcarea înseamnă viață. Și să nu se mire când încep să doare articulațiile, în caz că au făcut doar munci sedentare. Și am simțit nevoia să fiu alături de acești tineri, de asta am apărut aici. De asemenea, medicii le recomandă pacienților să consume lichide, fructe, legume și să facă minim 30 de minute de mișcare pe zi.